Bună, eu sunt Matei de Răbană, bine ați venit pe canal. Astăzi o să încerc să fac un personaj din Among Us cu mă moare. Așa că să începem. Eu aici mi-am pregătit ochii, să zic așa. Acum mi-am făcut rucsacul, să zic așa, care l-are el în joc. Lentila de la personaj eu am pregătit-o deja. Acum putem lăsa deoparte acest personaj. Îl facem pe al doilea. Eu îl voi face galben. Acum, rotunjiți, faceți doar partea de sus a impostorului, să zic așa. Și după aceea faceți partea de jos ca să-i putem face gura. Apoi le unim așa. Le apropiem cât de cât ca să-i putem face ghiozdanul. După aceea. Așa trebuie să îi arate ghiozdanul. Ca să faceți laturile plate, puteți să-l apăsați pe birou sau pe ce lucrați voi. După aceea îl uniți de impostor. Îi deschideți gura, ghiozdanul o să se îndoaie și la mine s-a îndoit. După aceea luați negru. O bucată, eu acum am luat mai mult decât trebuie. Mică bucata. O faceți rotundă. O tasați. Îi faceți una dintre părți plate și o băgați în gura celui galben. Dacă e prea mare pentru gura lui, rupeți vârful. Și eventual, dacă mai trebuie, luați negru și puneți în spațiile cu galben unde ar trebui să fie. Acum luăm o altă bucată ca să-i facem partea de sus. Tot așa pot să mai iau clay negru dacă mai trebuie sau plastelină cu ce lucrați voi. Și acum avem nevoie de alb pentru dinți. Un pic de alb. Îi faceți un vârf. Se vadă, faceți dintele. Dacă vi se pare că e prea mare, mai rupeți o bucată și faceți iliar. Până când vi se pare că are dimensiunea bună. Bun, mie dinții mi-au ieșit cam mari și mai mici e bine. Mie aș fi putut să-i fac și mai bine. Iar acum îi punem, ca și la celălalt, lentila. După aceea luăm un ac de cusut. Luăm un pic de plastelină clay. Ce aveți voi, maro. Îl întindeți și îl puneți pe ac.
E de preferat să luați un maro închis, pentru cei care nu știu din ce obțineți maro, obțineți din roșu, galben și negru, cea de genul ar trebui să arete. Luăm o bucată din el, cât de puțin se poate, și îmbrăcăm acul în acel maro. Este de preferat plastelina, să o lipiți cât mai tare de ac, să fie cât de subțire. Acum, trecem acul prin mijlocul ecranului de la primul personaj, care eu l-am făcut albastru. După ce ați trecut acul maro prin personaj, capătul cel mai lung, puneți-l în gura personajului cu gura deschisă. Așa ar trebui să arate. Am vrut, pentru cei care se joacă Among Us, știți această scenă atunci când un impostor omoară un inocent, ca să zic așa. Sper că v-a plăcut și să-mi spuneți în episodul următor ce idei mai aveți să facem. Nu știu, un panou de comandă sau ce vreți voi, un emoticon. Și cam ăsta a fost episodul.